Bună ziua dragilor, bine ați revenit la un podcast marca în gura Lupului. Astăzi mă aflu alături de voi în calitate de moderator, nu mai sunt invitat și eu am alături pe una dintre cele mai tinere învățătoare din România, Ioana Fercal. Te rog! Bună, bine te-am găsit! Bine ai venit și vreau să discutăm, noi deja colaborăm de ceva vreme și vreau să te cunoască și telespectatorii. Vreau să te întreb, cum cum a început acest parcurs în învățământ, în învățământul primar? Eu am avut o oarecare atracție pentru copii încă de când eram mică și am ajuns să cred că a fost din cauza faptului că toți frații mei sunt mult mai mari decât mine și căutam copii cu care să mă joc. Ulterior, prin clasa 8 am dat probele la liceu pedagogic, am absolvit Colegiul Național Mihai Eminescu din Europa și când am început practica propriului mi-am dat seama că e mai mult decât uh, o atracție de a sta cu copiii, de a mă juca cu copiii, mi-am dat seama că, de fapt, uh, îmi plăcea să le explic, îmi plăcea să fiu creativă, îmi plăcea să vin cu tot felul de idei ca să îi fac să învețe cât mai ușor. Ulterior, uh, am dat examenul de titularizare, am venit în București, am prins un post titularizabil și acesta este al doilea meu an de activitate în învățământ. Trebuie menționat că ai doar 19 ani, nu sunt mulți tineri care reușesc acest lucru de titularizare la 19 ani și deja ești în al doilea an de învățământ. Cum se par copiii? Adică nu e o diferență atât de mare dintre generațiile noastre și a lor. Cum se par copiii din generația aceasta? Față, uite, comparativ cu noi. Uh, în opinia mea, eu am impresia că, nu știu, copiii care sunt în mediul rural au rămas, fără cum, apropiați de generația noastră și că diferența ar fi mai mare la copiii care cresc și trăiesc în mediul urban. Oricum, în mediul rural, mi se pare că timpul trece mai greu, să-i spun așa. Adică durează mai mult până se adaptează. Și, uite, ai preferat să fii la o școală în mediul rural? Uh, cred că da, din unele puncte de vedere, da. Nu știu cum să zic. Copiii sunt mult mai fascinați. Gândește-te că acolo nu au atât de multă tehnologie. În momentul în care vii cu un joc în cu o fișă, cu un filmuleț, sunt mult mai fascinați. Când vii la o școală din București, de exemplu, copiii deja le știu pe toate, le-au văzut pe toate, nu-i mai fascinează jocurile, poți să le faci prezentări digitale și așa mai departe, nu mai e un element de noutate pentru ei și atunci e mult mai greu să-i captezi. Și spui că ei, cei de la oraș, sunt deja învățați cu... Până la urmă, acesta este o metodă mai inovativă de a preda. Nu toți învățătorii, profesorii fac joculețe. Adică mi se pare încă o metodă <coughs> nouă care nu prea a fost practicată în România. Și în conțile astea, se parcă încă sunt fascinați? Sincer, da. Sincer, da. Am, am, fost în practică pedagogică în comuna de lângă satul meu, când eram în clasa 11 -a, și am observat că, pe lângă faptul că elevii de acolo erau, erau foarte fascinați de prezența unei eleve practicante acolo, pentru că era nou. Și era un respect deosebit, cu toate că ei aveau 14 ani, eu aveam 17 ani, toți spuneau să rămână, erau foarte fascinați pentru că era o nouă prezență. Și adevărul crud e că în mediul rural, chiar dacă majoritatea școlilor s-au mai digitalizat, încă sunt școli în care pentru ei un element de noutate poate să fie o fișă, pentru că sunt doamne învățătoare care sunt mai în vârstă, nu dispun de un xerox prin apropiere sau o imprimantă și pe ei încă îi fascinează chestiile de genul, să-i aduci un cub, un rebus, o planșă făcută manual. Da, pentru ei mi se pare că, din nou, nici măcar acces la manuale noi nu au. N-am avut nici eu care vorba aia. Am fost într-o școală la oraș, din Iași, dar la cartier. Școala de cartier și nu avea manuale noi. De obicei, aia primii cinci primeau manuale noi, maxim. În rest, erau ultimele rupturi. De aceea, mi se pare cumva trist că Până în ziua de azi, copiii n-au reușit să aibă, eu aș spune, niște nevoi primare când vine vorba de învățământ. Știi care mai e problema? Uite, în mediul urban apare acea invidie între copii. Că sunt părinții care au posibilități mult mai mari decât cei din mediul rural, și apare și bulingu, aparent. Eu, când eram la școală, toți ne îmbrăcam la fel, toți avem același pachetel pus de mama. Nu era o diferență atât de mare între noi. Adică, dacă își lua colegul meu o pereche de Adidas, mergeam acasă plângând să-i spun, mamei, uite ce Adidas și-au luat, pentru că majoritatea ne cumpăram haine din piață, nu era mare lucru. Adică, aia era lumea noastră. În schimb, la oraș am auzit un caz de la o prietenă de-a mea. Ea a cumpărat fetiției anul trecut un ghiozdan pe care și-l dorea foarte mult și a spus că ghiozdanul este într-o stare foarte bună și ar fi cazul să-l ia și anul acesta l-a luat în prima zi de școală și deja colegii s-au luat de ea și au făcut o, o săracă o, pentru că vine cu același găzdan al doilea an la rând. Pentru al doilea an la rând. Deci cu asta ne confruntăm exact. Am avut un ghiozdan, mi-am luat în clasa întâi, Mă obliga mama într-a 11 să-l abandonez, dar n-am vrut. Vine la cusut. Las cusut. Deci nu mai ține ăla. Puteam să bag, trebuia să mai deschid fermoarul. Băga mâna pe deasupra da, deja, de la gaură. În, deja în liceu se ușura că merge cu două caiete. Adică nu mai e, Nu, nu, încă mai aveam cărți destul de grele și în liceu. Adică nu, nu mergea. Și am și fost copilul la care băi avea caiete la toate. Pe vremea ta. Pe vremea mea, acum 2 ani, 3 ani, când am terminat liceu. Și acum ești student în paralel. Uh, da. La ce facultate? Facultatea de Litere, Departamentul Studii Europene. Și eu sunt fascinat de partea de studii europene, și mi se pare că într-o țară, membra Uniunii Europene, este o carieră de viitor. Și bănuiesc, de asta te orientat și tu spre chestia asta. A fost dificilă alegerea facultății, pentru că aveam nevoie de o facultate care să nu mă solicite atât de mult, și atunci m-am gândit să merg la un program cu frecvență redusă. Eu am văzut, de exemplu, comunicare și relații publice și m-am gândit mai bine și am zis, nu e ce-mi place, mai bine să merg la o facultate cu specializare la zi, chiar dacă o să-mi fie mai greu, dar să fac ceva care să-mi placă. Și m-a atras domeniul de studii europene din foarte multe puncte de vedere. Era ceva de unde aveai să alegi. Era un domeniu foarte amplu. Făcând o paranteză, cum Poți să îmbini și munca ca învățătoare, în același timp să fii și student, adică mi se pare ireal. Nu mai știu am cât un job. Tine a reușit. Și mai ai și un job. Lucrez la un after <school> Măcar asta e tot în domeniul învățământului. Da. Dar, din nou, să fii învățătoare și să fii student, mi se par două experiențe de viață foarte diferite. Cum reușești să le îmbini? Sincer, am trecut de momentul în care mi se părea dificil, am resimțit-o prima dată, în prima sesiune. Când aveam examene, trebuia să plec de la școală, trebuia să găsesc o colegă care să-mi țină orele. Nu aveam timp să învăț, la multe examene mă apucam în seara dinainte. Dar uh, ai o satisfacție după. Adică vezi că nu e atât de greu, sunt și profesori care te, care te înțeleg și te apreciază. Și mi-a fost dificil o perioadă până m-am obișnuit. În momentul de față nu cred că mai am o dificultate sau un stres când vine vorba de facultate și de examene cel puțin încerc să mi le prioritizez din timp. Și spui că ți iese acum? Spun că mi iese, deci chiar spun că mi iese. Am, am avut rezultate bune la facultate și mi-am mi propus, chiar dacă ar fi să neglijez facultatea, să nu neglijez serviciul niciodată, pentru că nu poți, lucrezi cu copii. Și atunci nu poți să vii la școală fără materiale, să vii pregătită, să vii obosită sau cu o stare care să-i afecteze și pe ei. Și în momentul ăla nici că e mai ok să ai o restanță la facultate decât să nu-ți faci treaba cum trebuie. Da, pentru că până la urmă vorbim de copii și știm că ei reprezintă viitorul, nu neapărat al țării, dar viitorul și al nostru ca persoane. Ceea ce voiam să te mai întreb, mm. cam cât timp aloci pe zi pentru pregătirea materialelor? Pentru că nu știu cât profesori fac lucrul acesta și pregătească o zi înainte Din Sincer, uneori vine spontan. Am avut foarte multe momente când eram la început, când căutam să, să, mă ghidez după cineva, după colegele mele, să mă uit pe tot felul de grupuri, pe tot felul de site-uri, până am ajuns la concluzia că uneori trebuie să, trebuie să o fac așa cum cred eu că e bine, pentru că am început să-i cunosc pe elevii mei, am început să văd cum sunt ei și în momentul în care aplicam metode de ale colegelor mele, nu se pliau pe clasă. Și ca să-ți răspund la întrebare, nu știu, aproximativ două, două ore și ceva. Pentru că te gândești, mâine avem o anumită lecție la matematică, pot să aduc un joc, pot să introduc lecția prin intermediul unui videoclip, pot să caut un filmuleț și așa mai departe. Ideea e că în învățământ sunt foarte multe hârtii de făcut, extrem de multe hârtii. Birocrația din România, ne confruntăm în fiecare zi cu ea. Și problema debutanților e alta. Problema noastră nu e că avem de făcut multe hârtii. Problema e că la început nimeni nu îți spune ce trebuie să faci și cum trebuie să faci. Pentru că nici facultatea, nici liceul pedagogic nu te pregătesc pentru momentul în care deschizi catalogul. Nu vine cineva să spună, uite, aici treci nota în catalog, nu vine nimeni să spună că trebuie să mergi la secretariat, să iei un număr de înregistrare pentru un anumit document, Nimeni nu spune că urmează să fii în comisii și să ai anumite atribuții, și atunci ai un anumit șoc la început și nu știi ce să faci. Inițial te panichezi. Eu am avut noroc de niște colegi foarte drăguți. Colegii mei de la școală, care m-au ajutat pe mine și pe colegele mele. Eu sunt cea mai tânără din cancelarie și toți colegii mei sunt. Uh, sunt foarte atenți cu mine de fiecare dată și ne-au ajutat. Am început să devenim prieteni în momentul în care mi-au zis, spunem -mi tu. Eu eram, păi n-am cum să vă spun tu, că știți, eu sunt cea mai mică de aici. <laughs> și ajuns să te apreciezi mai mult și atunci capeți încredere în tine și îți dai seama că nu trebuie să te ghidezi după cineva și că poți să fii tu profesor, poți să creezi tu materiale, poți să fii tu cel care creează și inspiră pe alții. un sentiment genial. Asta poți să-mi închipui și cum? Consider că sunt receptivi la materialele tale elevi, adică comparativ cu ce să mai spun, bănuiesc că se vorbește în cancelarii, că na, am avut lecția asta astăzi, copiii au fost așa, așa. Consider că e mai eficientă metoda ta decât acelor profesori, învățători în cazul. Sincer, nu am o metodă anume, nu putem vorbi despre o metodă anume, dar depinde, Stil foarte, mult, depinde foarte mult de clasă. Uite, eu am fost mai uh mai informală cu ei, să zic așa. Le-am permis unele glume, dacă le era foame în timpul orei, i-am lăsat să mănânce, dacă aveau crize de râs, am râs cu ei în timpul orei. Am încercat să înțeleg, am încercat să fiu prietenă cu ei într-o oarecare măsură și pentru mine, cel puțin pentru clasa mea, a funcționat. Acum depinde. Fiecare învățător are propriul stil. Depinde foarte mult și comunicarea cu părinții pentru că trebuie să ai o relație foarte bună cu ei, pentru că la școală elevul se comportă într-un anumit fel, are anumite stări. Acasă poate să fie diferit. De exemplu, elevii mei lucrează într-o oră aproximativ o pagină de exerciții și o lucrează foarte repede, adică ei spun, doamna, am terminat, ce să mai fac, am terminat. În schimb, nu știu care e ritmul lor acasă și atunci am întrebat părinții, considerați că le dau prea multe teme, considerați că sunt prea puține, considerați că ar trebui să cumpărăm niște auxiliare și așa mai departe. E important să ai o relație bună cu ei. Pentru că educația pornește de acasă și continuă Prin la școală. Și șapte ani de acasă. Problema unora este că au impresia că educația începe la școală și nu e așa. N-ar avea cum să înceapă la școală, pentru că copilul dat în clasa întâi la șapte ani, cel mai devreme șase ani. Bine, acum știu că e și clasa pregătitoare. Da, e și clasa pregătitoare. Dar cât la cinci, la șase ani se intră? sau la cum, cum? Adică deja îs câțiva ani în care un copil la vârsta aceea mi se pare ca un burete, absorbe toată informația. Deci nu poate să stea pe stand până intre în clasa întâi ca să învețe. Nu să vorbim neapărat de, de informații, e mai mult de felul în care se comportă, mai ales cu cei din jur. Adică ține foarte mult de educația de acasă, educație pe care părinții nu pun foarte mult accent, pentru că ei se gândesc copilul o să meargă la școală și atunci toată povara e încărca învățătorului, încărca dirigintelui, pentru că toată lumea spune, ești un exemplu, trebuie să fie așa, trebuie să fie așa. Ei nu înțeleg că noi practic învățăm copiilor niște discipline. Adică noi învățăm să scrie, să citească, să socotească și așa mai departe. Nu putem intra prea mult în viața lor, nu putem să le dăm niște sfaturi pe care le-ar da un părinte în mod normal. Noi le spunem chestii cu caracter de generalitate. Să fii bun, să te comporți frumos cu colegii tăi, să vorbești frumos, să fii respectuos. Depinde foarte mult de mediul de acasă. Și nu poți să-i spui unui părinte prea multe sfaturi din punctul tău de vedere, mai ales din punctul meu de vedere, cum yeah. că eu sunt foarte tânără, pentru că o să fi luat peste picior. Nu mi s-a întâmplat neapărat, dar o să fi luat peste picior, pentru că o să aibă impresia că tu îi dai lui sfaturi de parenting. Diferența e că tu vezi foarte mulți copii în fiecare zi, vezi cum se comportă, vezi despre ce discută și poate părintele acasă nu vede. Părintele lucrează până la ora, să zicem, șase, vine acasă, e obosit, copilul lui e foarte cu minte pentru că stă cu telefonul sau cu tableta în brațe și automat, tu când îi spui, domnule, elevul nu este atent, vorbește, aleargă, are un comportament agresiv, nu o să te creadă, pentru că el își cunoaște copilul într-un anumit fel, copilul la școală se comportă într-alt fel. Și așa am fost și noi. Da, adică noi acasă clar, nu am fost ca la stăteam pe acasă, dai seama, era să ieșim afară cât mai mult, stăm în, în grupurile noastre de prieteni, dar nu știu, am auzit mulți care spuneau că înainte erau mai, se respectam, ne respectam mai mult părinții sau profesorii, dar respectul ăsta, toată lumea vorbea, avea o nu nuanță de duritate. Mi se pare că ar trebui să fie mai degrabă o relație de prietenie acest respect dintre elevi și profesori, dintre părinți și profesori, dintre copii și părinți. Am auzit foarte multe variante, știi, și te pune așa pe gânduri. Care e metoda mai bună? E o linie foarte fină între prietenie și respect. Știi care e problema? Multe persoane spun că s-au schimbat copiii, când de fapt nu s-au schimbat copiii. Avem o generație de părinți tineri. S-au schimbat părinții. Și probabil părinții care au fost crescuți într-un mediu mult mai sever, le oferă o libertate mult prea mare copiilor lor. Adică se gândesc, mama m-a ținut în casă, mama nu m-a lăsat să mă machez, mama nu m-a lăsat să îmi pun gene false. Vor să macheze la oh, vârsta de... Da, serios? <laughs> uh, da, pentru că ți-am spus și chestia asta de invidie, pentru că bă, uite, colega mea și-a pus unghii false. Bine, sunt niște unghii cu lipici și le pun cu copii. Da. Nu, nu e ca și cum ar fi mare chestie, dar văd chestia asta și automat le vine și lor. În plus, cred că ai văzut și pe la televizor, TikTok-ul are influență, din punctul meu de vedere, foarte negativă asupra copiilor. Și sunt tot felul de fetițe care se machează, își fac rutina de skincare, se dau cu tot felul de chestii și atunci tu ca părinte, când îi spui fetiței tale de 9-10 ani că nu e bine să facă chestia asta, poate să înceapă să plângă, să spună că nu mă iubești, că nu mă înțelegi, nu mă înțelegi că asta e replica clasică. ești foarte rea cu mine, ești cea mai rea mamă. Și în punctul la părintele, aude niște replici de care e frică, pentru că nu-și dorește să fie ca, mama sa, de exemplu. O mamă nu-și dorește să fie ca mama sa. Și în momentul ăla spune, bine, poți să o faci, poți să, poți să te machezi, poți să te vopsești, în fond ești tânără și așa mai departe. Da, nu știu, adică eu mi-amintesc că replica nu era că, va ești un răpost, o, o faci. O să ai timp când mai crești. Oh, da. Asta era replica Sau clasică. când o să fii ca animei, ce o să-ți mai faci? Da, nu, pe mine ce mă lăsa mă și mereu o auzeam. Când eram de vârsta ta și îmi spunea niște realizări care... Eu am fost ca tine, tu ca mine încă n-ai fost. Da, da, da. Probabil diferă cum asta. Când eram de vârsta ta și spuneam niște chestii, adică eu le făceam doar că era la școală și de obicei n-au flaut ce făceam eu la școală. Chiar da. că eram foarte comunicativ, da? Probabil nu Nu. E o impresiune mare era asta contextul. cu uh, când, când aveam eu vârsta ta, pentru că s-au schimbat da. timpurile. Adică da, tu când aveai vârsta mea lucrai la câmp. Exact. Eu acum și dacă vreau, poate nu mai am unde să lucrez. E nu știu, nu consider că e necesar să pui presiunea asta pe, pe copil doar ca să-l faci să înveți. Adică trebuie să găsești, din nou, trebuie să vezi cum e copilul tău, să găsești o metodă specifică pentru el. Nici parenting din online nu e foarte bun, adică poți să-l aplici unor persoane, dar nu tuturor. E ca la horoscop, se poate da, să -ți te potrivească ție, da. dar nu tuturor. Și atunci tu ca părinte ar trebui să, să încerci să fii echilibrat. Doar că e... Din nou, e greu, pentru că și părinții sunt influențați de alți părinți și așa mai departe. Nu, nu e ușor nici pentru ei, mai ales să fii părinte de adolescent în ziua de azi și să încerci să-i explici că poate nu e bine ce face și în același timp să-l ții apropiat de tine. Pentru că, ți-am zis, intervine revolta dintre părinte și copil. Când copilul spune, de ce nu mă lași? pe păi prietenul meu îl lasă și așa mai departe. Nu știu ca părinte, nu știi cum să gestionezi situația, nu știi cum să-l refuzi frumos și în final, de cele mai multe ori cedezi. Îi spui, ok, e bine așa cum vrei tu, fă așa dacă tu crezi că e bine, eu vreau să fi fericit. Dar și fericirea asta poate fi o fericire de moment. În mare parte, cred că este o fericire de moment, pentru că... Din nou, nu asta cu machiat sau așa, nu a fost cazul la mine, <laughs> sau cu unghiile cu gel, unghii fals sau așa, dar nu știu, mi se pare, adică, poate înțeleg că îți dau anumite anumită dopamine de moment, dar din nou, nu știu, eu îți spun, bine, nici nu știu, știu că n-am să fiu nipoasa aia prea curând de părinte, doar că te pune pe gânduri, tu cum ai reacționat în momentul ăla, când mai auzi povești pe la televizor sau așa, te gândești, băi, eu dacă aș fi părinte, ce aș face? Aș fi mai dur cu el, m-aș lua, lua, de el... Te pune pe gânduri uneori, Noi știi? suntem moldoveni și asta e o întrebare retorică, dar ți-e greu, îți e greu să te gândești în postura dar... în care sunt eu. Mi-e foarte greu să mă gândesc, pentru că eu neavând copii, aș putea să spun, Doamne, copilul meu să facă așa ceva, dar l-aș certa, dar nu i-aș da voie. Și în momentul în care te uiți la el și îl iubești atât de mult, da. te face la psihic puțin, nu, nu poți să-l refuzi, e greu. Citeam un studiu legat de tema asta, că era un studiu bazat pe psihopați. <sus> și nu, nu râde pentru că studiul pe bune e realizat bine de britanici. De obicei nu prea au studii bune britanici, dar asta chiar erau și susținut de americani și de mai mulți că un copil când se naște e psihopatul perfect. De ce? Pentru că nu arată nicio emoție, îi pasă doar de nevoie lui. Dacă nu îi dai de mâncare, începi să plângă. Nu contează că tu ești <gri> o bolsită. Exact, un manipulator. Asta e trăsăturile de bază ale spectrului psihopatiei. Și cum cresc, pe măsură ce cresc, te adaptezi normelor societății și mai reduci. Bine, unii rămân, dar uh, sunt o mare parte se adaptează normelor societății. De aceea știi că ai în grijă, mai ales tu care ai, spune, o clasă de psihopați în ghilimele. Doamne, ferești nu-i fac copii să opați, dar. <laughs> sunt unele trăsături care. Au anumite te trăsături, da. Și asta nu e neapărat un lucru rău. E. Știi ce e dificil în a fi profesor? Uneori, uh, ai un sentiment de nevoie de feedback. Ori nu știi dacă să faci treaba bine, nu, nu ești sigur pe tine. Și te gândești, oare sunt prea permisiv, oare sunt prea sever, oare sunt prea dur? Și încerci să obții feedbackul ăsta, un feedback pe care nu poți să-l obții din teste. Pentru că da, copilul corect. poate să aibă o cultură generală bună, poate să fie bun la matematică și să-ți iau foarte bine. Asta nu înseamnă că tu ai dat cei mai buni din tine și că l-ai educat propriu-zis. Și observi foarte multe chestii din comportamentul lor, vis-a-vis -vis de tine, din felul în care îți vorbesc, din felul în care te respectă, din felul în care ți se adresează, observ foarte multe trăsături ale lor și automat poți să-i faci o, un fel de caracterizare care să fie valabilă pentru încă câțiva ani. Nu știu cum să spun, dar comportamentul copiilor, cel puțin prin clasa 1, clasa a, -a, a, a, a rămâne același cu comportamentul adolescentului viitor. Adică se schimbă foarte puțin nu știu, dacă îți mai aduce aminte de colegi de-ai din clasa 1 din clasa 2 din clasa 3 poate acum dacă îi vezi, o să-i spui, bai ai rămas ca atunci când eram noi în clasa 2 în aceeași da, bancă. Da, de că am și avut mulți colegi din clasa 1 până în a 8 -a, după ne-am mai separat. Dar uite, am prieteni, am vreo 3-4 prieteni care eu din clasa 1 Și dacă stau bine mă gândesc la ce spui tu, da, nu s au schimbat prea mult. Bine, na, trăsăturile fizice și așa, dar în rest, nu s-au schimbat unele lucruri. Și da, de copilul de azi e adultul de mâine. Și de aia te întreb cum sunt, pentru că iar oricât de mult am studiat și mi-a preocupat de educat și am vrut să uh, să învăț, să înțeleg cum este. N-am fost în prima linie cum ești tu. Și de aceea te mai întreb, știi, vreau și eu să mă mai culturalizez. Nu știu exact cum să-ți răspund mai concret, doar că am impresia că elevii din ziua de azi sunt, nu știu dacă pot să folosesc termenul inteligenți, dar sunt mai inteligenți decât noi, Probabil datorită tehnologiei, de acord. Total a o cultură de acord. generală mult mai bună, foarte mulți cunosc aproape la perfecție limba engleză de la vârste fragede, noi nu eram așa, pentru nu era greu, noi nu, nu eram atât de deschiși în momentul în care intrai, nu știu, într-o încăpere și erau mai mulți adulți. Noi eram foarte introvertiți. Da. Și te uiți la copiii din ziua de azi. Le place să se filmeze, să se fotografieze, să fie în centrul atenției, să fie șeful echipei, să fie șeful clasei. să mult mai dezghețați decât eram noi și au un potențial foarte mare. Acum depinde de noi cum îi ajutăm să-și valorifice potențialul, pentru că și asta e o problemă. Adică noi educăm copiii în școală. Îi pregătim pentru ce, propriu zis? Adică învățăm română, matematică, istorie, geografie. Pentru ce pregătim sau cum pot să ajut eu adultul de mâine? Cu ce pot să-l ajut? Pot să-i ofer o înclinație? Pot, de exemplu, nu știu, să îl fac să-și dorească să rămână în țară pentru că majoritatea vor să plece. Și atunci, eu, Bine ca înțeles. profesor, cum pot să fac în astfel încât elevii mei să aibă o, o dorință de schimbare, o dorință de a face ceva, să fie de mici? dumne eu vreau să-mi fac o afacere. Eu vreau să nu știu, vreau să fiu politician, vreau să fiu polițist, vreau să fiu profesor, pentru că dacă întreb pe majoritate, o să spună că vor să fie influențări. Pentru că ei văd o parte, ei văd o parte, ei au drept model niște tineri pe care nu-i condam și nu-i judecăm în vreun fel, care au reușit să strângă niște sume de bani din YouTube, din diferite activități, care, bineînțeles, n-au apărut peste noapte, adică cei tineri au muncit. Adevărul că e o nouă meserie care noi de-abia de acum aici pe să o conștientizăm. Și eu când auzeam influencer, adică e șomer lasă-mă! Da. După când vedeam nu câtă muncă ferienz. e în spate și așa... Asta vreau să zic, problema e că noi, din sufragerie, când ne uităm pe YouTube, vedem totul foarte ușor. Da, Am făcut un videoclip secundi, ce frumos, da. nu știm cât de mult au muncit acei oameni. Și atunci automat spui, domne, vreau să fiu și eu influencer, fac reclame, fac bani și copiii din ziua de astăzi nu mai au idealuri. Eu când eram mai mică și colegii mei auzeam, eu vreau la Academia de Poliție, eu vreau să fiu profesor, eu vreau să fiu medic, eu îmi doresc să fac asta. Probabil și din cauza faptului că părinții le spuneau acasă replica asta, uh, învață, ca să ai banul tău. Știi că noi am, noi am fost generația cu învață, da. să ai banul tău, că pixul da. se ține mai ușor în mână decât sapa, uh, învață. Că să dacă ai ca ta, ai că ai e, exact. cea mai sfântă, nu-ți trebuie afaceri, nu aveam... Dar nu era terminul de afacere atunci, adică era maxim... să ai... E un chioș cu un magazin. Da, păi asta, era... magazinul din sat, știi? Da, asta am observat. În ultimele trei, 4 generații au crescut gradul de risc pe care și-l asumă. Oh, da. Și am văzut la noi, care noi suntem o generație care riscăm destul de mult. Îți curios la următoarea, cum o să fii. Dar știi că noi am învățat mai mult de nevoie. Pentru că majoritatea generației noastre nu pot să zic că a avut lipsuri neapărat din punct de vedere material. Dar noi ne-am dorit mai mult. Și noi am învățat știind că... În intermediul studiilor, putem să le depășim condiția, pentru că îi vedeam pe părinții noștri, și majoritatea ne-am dorit altfel, majoritatea am visat să avem mașini, să ne mutăm la oraș, să ne plimbăm și noi prin țară, și așa mai departe. E copiii din ziua de azi beneficiază de tot ce noi ne-am dorit. Și atunci e mult mai comod pentru ei. Uite, eu m-am angajat când aveam 18 ani, de unde să stea, să-mi plătească părinții mie și facultate, și pă, cămin, și chirie, și mâncare, da. și așa mai departe. Și atunci m-am angajat. Și m-am orientat. În Suceava nu erau posturi titularizabile, îi spun ce fac. Și în momentul ăla mi-am făcut dosarul pentru titularizare, m-am urcat în tren și am venit la București. Adică, cu o, o și cu, cu o valiză <laughs> și cu vis mare. o valiză și cu vis mare. Și să știi că lumea nu te prea ajută când vrei să faci ceva. Adică nu că nu te ajută material, nu te ajută nici măcar verbal. Sau te încurcă, zice Și lumea o să spună toată lumea, stai cuinte, de ce te-ai trezit tu? Sau, în articolul pe care l-am scris eu, ideea a fost că la un moment dat a fost mediatizat și s-a pus titlul revoluționare, schimbare. Tu ai scris articolul ăla până la urmă? Uh, sau ți-a fost luat și... a fost parte scrisă de mine, da, partea era care citat. era cu exact, și partea care a fost puțin mai mediatizată pentru că a fost preluat de mai multe site-uri. În fine, termenul era... Revoluționare, cred că era. Revoluționare, da, da, schimbare. Da, da, da. Terminul ăsta a prins. Așa am lumea... găsit, după asta m-am ghidat. Și toată când lumea. Te contactat. Era... E, te s să găsit și asta acum să revoluționeze. Dar știi cum e schimbare? Nu înseamnă că eu vreau să fiu președinte și să schimb numele țării. Schimbare înseamnă că pot să iau legătura cu tine, pot să iau legătura cu colegii tăi, pot să vă cer niște sfaturi, putem să începem o mișcare, putem să deschidem un ONG și așa mai departe și să atragem public ca ușor, ușor să producem o schimbare. Ei bine, lumea când vede termenul de schimbare, de revoluționare la un copil de 18 ani, nu tu ne ești nebun, stai în banca ta, te trezit o acum să scrie articole, ce vrei mă tu să schimbi? Un exemplu foarte bun pe care l-aveam pe tema asta și noi l-am folosit mai ales în cadrul partidului, Avram Iau când a pornit revoluția avea 24 de ani. Exact. Și mulți alții, el este doar un mic exemplu, dar în principal marile reforme au fost făcute de studenți. Revoluțiile, Revoluția franceză, american, nu prea erau atât de mult universități, dar în Franța cel puțin și în Marea Britanie. Acolo erau studenți, adică 18-19 ani, poate chiar mai puțin ca ce era altfel sistemul de învățământ. Stai și te gândești. Dar am zis, mi se pare că deja au devenit ca un fel de datorie. Nu i-aș pune povar, pentru că nu e o povarie, o datorie pe care o avem. Băi, hai să facem, să lăsăm lumea asta un loc mai bun. Populația nu înțelege că termenul de schimbare necesită timp. Atunci tu primești o etichetă. Tu ești prea tânăr. Și atunci nu o să te creadă nimeni. Eu când spun că vreau să schimb ceva, mă refer în timp, adică vreau să mă perfecționez pe mine, vreau să acumulez okay. întâi cunoștințele necesare, vreau să învăț de la cei mai buni și când o să am ocazia să încerc să schimb ceva. E bine oamenii cel puțin din mediul online când văd termenul de schimbare, din nou e un termen abstract pentru ei și nu e un termen pozitiv așa cum ar trebui să fie. În articolul inițial, au fost uh, 90% din comentarii pozitive. Comentarii de la doamne care ne-au cășiri, au făcut liceu pedagogic la 19 ani, s-au angajat și așa mai departe. Uite că sunt foarte multe persoane care nu știu cum funcționează actualul sistem de învățământ și întrebau, Doamne, dar nu are cum să fie titulară la 18 ani, dar nu se poate așa ceva, dar... Uh, are rude prin Parlament, ceva da, de da, genul. Clasica, ai și eu, eu încercam să explic uh, absolvirea liceului pedagogic îți dă dreptul de a te înscrie la examenul de titularizare. Uh, în prima instanță e o notă peste șapte. Dacă te angajezi pe un post titularizabil, ești angajat pe o perioadă determinată, cu mențiunea că dacă ți iei examenul de definitivat, se modifică contractul de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată și atunci devii titular complet. Profuziez, da. E, da, lumea nu prea știe care e structura sistemului de învățământ. Toată lumea zice, nu se poate așa ceva. Și încă o chestie, ne înjosesc pe noi care absolvim liceul pedagogic pentru că nu avem o facultate. Ce nu înțeleg ei este că eu am dat același examen pe care l-au dat și absolvenții de facultate de științele educației și alte doamne învățătoare care o, au 20, 30, 40 de ani. Și în momentul în care lucrarea mea a fost corectată, pe lucrare nu scria că am absolut vidiceu, că am făcut facultatea cam 20 de ani de vechime. Și atunci e o notă foarte clară și corectă. Și în plus se mai vede și munca de la clasă, pentru că noi avem inspecții, în ciuda orice ar zice lumea că, domnule, e ușor te joșcu. Eu le pun în filmul acolo... Dar atât de greu ai inspecții și e, e partea metodică, care e dificilă. Pedagogia să știi că e foarte dificilă, deși pare ușoară. Sunt atâtea metode. Tu, practic, lucrezi cu psihicul lor. Adică exact. orice are o metodă, orice are o metodă, până și când predai o literă, un sunet, nu intri în clasă pur și simplu și să-i bună ziua copii. Astăzi o să învățăm litera cu tare. să introduci, trebuie în primul rând să-i captezi, să-i duci tot într-o poveste, trebuie să știi să te pui la mintea copilului uneori e dificil pentru că nu toți sunt la fel de receptivi și în momentul ăla munca ta se îngreunează pentru că tu trebuie să te comporți într-un fel cu jumătate de clasă, într-alt fel cu cealaltă jumătate de clasă, mai doi 2-3 elevi care poate sunt emotivi și trebuie să te comporți altfel cu ei, cu materia la fel. Pentru că nu o să poată toți să-ți înțeleagă aceeași lecție și în aceeași măsură, indiferent de cât de bine ai predat tu și cât de bine pregătit ai fi. Și atunci, Trebuie să lucrezi diferențiat cu ei. Ai ele foarte buni, pe care nu poți să-i lași să stagneze, și automat trebuie să-i îndrepti spre progres, spre da, progres și să, să, le, să le aduci și fișe la un nivel de dificultate mai mare, să vorbești cu ei cu părinții, să-i îndrum spre competiții, concursuri, olimpiade și așa mai departe. Ai elevii care nu sunt atât de bine pregătiți și trebuie să-i faci să progreseze ușor ușor. Și atunci, cum îți dai seama? Care e modalitatea prin care elevul învață mai bine și trebuie să le încerci pe toate? Ai elevii care sunt la mijloc și trebuie să ai grijă pentru că unii la un moment dat uh, o, să, o să devină mai leneși. Pentru că tu, ca învățător, ești dator să explici de câte ori e nevoie. Și atunci o să, o să observ că sunt unii elevi care spun, Doamna, nu știu să, fără să citească. Și explici odată de două, de trei ori și îți scrie. La următorul exercițiu, Doamna, nu știu să fac. Și atunci, nu știu, trebuie să găsești o metodă ca să-l faci să gândească. Și îți pui o grămadă de întrebări pentru că de ce nu gândește el în momentul ăla? De ce nu vrea să, să citească logic da, cerința? corect, asta -i. Pentru că nu l-atrage. Nu faci să l-atragă. Da, nu, este o muncă titanică cea pe care o depui tu și toți cei din învățământ. Mereu am spus și am să continui să spun acest lucru. Eu știu la profesoarea mea de română din liceu care a fost un model pentru toți. Toată lumea era speriat de român în liceu, mai ales noi clasă de Mate Info. Oh, da. da. nu, toată lumea capui. era speriat, vai, trebuie să memorăm operele alea. ce atât am o operă pe triul ăsta. Le improviza mm. dar le explica în așa fel, măi, când le simțeai. Adică parc trăiai tu povestea aia. Și erau povești care nu, mai, care nu se mai pau deloc cu ziua de astăzi. Moromeți, ce mai poți tu înțelegi din moromeții? Mm. Mai ales dacă ai crescut la oraș, pentru că nu toți au crescut la... La sat să știi că mai înțelege, adică să la mai sunt niște Sau la Ion, de exemplu, mie la BAC mi-a mi picat Ion. Da. Și eseu inventat. De deci ce eseu inventat. Da, nu, la fel am făcut și eu. Eu mă pregătisem pentru Eminescu. Toată lumea spunea că pică Eminescu, că și mie îmi plăcea Eminescu. Doar toată lumea făcea luceafărul. De mine nu s-o prins, să-ți spun sincer. Cu stele, cu... îl înțelegeam eu pe acolo, dar să le explic nu m-am băgat. Am fost singurul, nu, eram doi care v-am să facem pe glosă am învățat în trei zile am stopit de rost, cap coadă și eu când am început proba de bac, deja m-am apucat să mi scriu pe ciornă, pentru că știam că ai o speech, mi-a picat o scrisoare pierdut. Aveam prieteni care au scris... nu, o pica așa, nu trebuie, parcă picase, nu, picase moara cu noroc și au nu, nu, mai picat de mult o scrisoare pierdut, sigur, nu prinde, nu s-a mai uitat deloc pe ea. Și mi-a plăcut, adevărul, caragiale, mi se pare în continuare un scriitor cât se poate de actual. Numai dacă te uiți pe, la televizor, sau pe online când ce ai televizor, parcă le revezi scenele din Caragial, numai că au alte nume. Da, da, trebuie, să, trebuie să-ți dai seama, adică trebuie să-l fi studiat puțin pe Caragiale înainte ca să poți să faci această comparație, Asta ca să țemene, pentru că, nu știu cum să zic, fiecare autor are limbajul lui specific. Corect. Dacă ajungi să înțelegi limbajul, ajungi să-l înțelegi pe el și ajungi să înțelegi, domne, de ce se studiază încă Ion până în clasa 12 a 12 Pentru că am evoluat foarte mult. E pentru că, uite, încă sunt niște particularități care se aplică și în perioada contemporană. Și atunci nu poți să excluzi un autor pentru că nu mai e viața ca acum 20-30 de ani. Și încă sunt persoane care se regăsesc în aceste opere. A, bineînțeles, e, și sunt destul de mulți. și din asta e părerea mea de rog, încă nu sunt destul că ar trebui să mai regăsească. Pentru că până la urmă adevăr cu societatea românească mereu o societate rurală. Noi pe asta ne-am câștigat și la asta ne pricepem. Plus că am avut un pământ foarte fertil. De aceea zic că ar trebui, nu zic, să nu se mai lucreze cu mâna, știi, și cu sapa, dar cu niște tehnologii avansate. În exact, cu niște tehnologii mai, mai avansate. Noi aici avem, asta au spus tatăl meu, dar în 38, bursa de cereale era Brăila, bursa mondială de cereale. Era a treia țară, mi se pare, prima din Europa și a treia țară numai la producția de produ cereale. Oricum, sunt foarte mult discutat, de aceea am să te mai invit și vreau să mai vorbim pe tema educației, poate chiar și de să devii acea revoluționară din da, uh... nu, nu toată lumea. Acea revoluționară din articol. Ia tu să revoluționezi. Așa când vii doar cu idei și nu le explici și background-ul, îți dai meu, toată zic, de unde veni, s-o trezi și asta din, exact, din căieri. Exact. Așa, aici avem tip pendelete, zic că s-ar putea mulți fi interesat și chiar copii de a mereu. am vrut. să vii cu o idee, crede-mă, e suficient, pentru că e mai bine să vii cu o idee, să o pui în practică și să vezi că pur și simplu ai dat greș și să o iei de la capăt cu altceva decât să stai cu mâinile în sân și să te plângi, domnule, nu merge educația. Dom'le, nu e... Deci la noi nu e ca în afară. Nu se poate. Doamne, Oare da. ce le fac ăia? Păi hai să încercăm ceva. Hai să încercăm ceva. Poate nu-mi iese. Uite, poate uh, sunt tânăr acum și spun ceva și peste câțiva ani o să o gândesc altfel. Nu-mi pare rău pentru că știu că am vrut să fac ceva benefic și am vrut să fac ceva și pentru mine și pentru ei, pentru că nu sunt doar eu în sistemul ăsta și sau nu sunt doar copii în acest sistem. Și am, am încercat să fac ceva bun și automat nu am de ce să am stări de... Care să mă... Dar de ce am făcut asta? Dar de ce am zis eu la 18 ani că uite a lumea de Facebook? <laughs> o pensionarii de mine pe Facebook. Lasă-i să râdă. Știi că poporul român are un sport olimpic, dat cu părere. Oh. Asta o fost și o să rămână. Oricum, îți mulțumesc pentru faptul că mi-ai acceptat invitația și sper să ne mai revedem în același cadru și să aprofundăm discuțiile pe care acum le-a dat un caracter general. Vă mulțumesc și vouă și o să ne revedem cât de curând.